Bună, dragii mei, și bine ați venit pe Tarotada. Astăzi o să facem o etalare pentru toți cei care sunteți într-o relație, care doriți să fiți într-o relație sau care sunteți în separare. Vom face o citire generală, colectivă, este o citire intuitivă, nu se poate potrivi oricui, vă rog, alegeți-vă cu grijă mesajele. Dacă rezonați, dacă vi se potrivește, luați de aici ce vi se potrivește, dacă nu, mergeți la o altă citire și să vedem. Trei de cupe, nouă de cupe, cavalerul de bastoane, carul, regina de spade, moartea, regele de monede, patru de cupe, opt de spade, patru de spade, nouă de spade, cavalerul de spade, cavalerul de monede și valetul de spade. La capătul setului de cărți este justiția. Probabil sunteți într-o separare. Cei care priviți, ori sunteți despărțiți, a avut loc deja o ruptură de acest rege de monede, Taur, Fecioară, Capricorn, datorită indolenței și timpului pe care nu l-a alocat relației dumneavoastră, acest rege, după cum se vede aici, a rămas cu tezaurul, dar relația s-a încheiat. Probabil a fost așa, nu i-a păsat de sentimentele dumneavoastră și de relația dumneavoastră și acum se gândește, trăiește din amintiri. Întreaga citire începe cu trei de cupe. Relația a fost o relație frumoasă, bazată pe pasiune, pe v-ați simțit bine în această relație pe care ați avut-o. Cu nouă de cupe a fost o liniște și o petrecere continuă, o liniște sufletească, o pace sufletească, v-ați simțit bine petrecând timpul alături de acest om, dar acest om a plecat. A plecat cu carul probabil spre o altă persoană, ori o regină de spade, o doamnă în balanță, vărsător sau gemeni, sau depinde de energie, poate un domn. Și această relație s-a încheiat. Acum acest om trăiește într-un blocaj. Se gândește ce a făcut, își dă seama cât de mult a greșit, își dă seama că această stare a lui pe care a avut-o în această relație nu i-a adus nimic benefic. În mintea lui sunt tot felul de gânduri care nu-i fac bine, este într-un blocaj total în acest moment. Sunteți în mintea lui, vă visează, vă visează non-stop, dar nu are ce să facă. Patru de spade arată clar că nu mai comunicați, că nu vă vedeți. Să știți că a ieșit din această stare, a ieșit din propria lui colivie, din această stare de
rutină de plictiseală în care era și în care nu făcea nimic pentru relația pe care ați avut-o, a ieșit. Deja privește cerul, sunt doi corbi aici care îi șoptesc probabil unde a greșit, ce a făcut, începe să iasă din aceste gânduri, din mintea lui și dorește să plece, să plece din această situație. Va veni către dumneavoastră, probabil cu un cadou, cu cereri de scuze, de iertare. Acest cavaler de monede vine încet, dar vine sigur. Este cel mai stabil cavaler din tarot, dar după atâta timp vine să-și ceară iertare, dumneavoastră încă îl așteptați aici. Să știți că această persoană vă urmărește. Vă urmărește de la distanță, vă urmărește pe internet, vă urmărește casa, vă urmărește oriunde. Este foarte atent la dumneavoastră, însă a fost distrat de o altă persoană. Atenția i-a fost dusă în altă parte, nu a apreciat relația pe care dumneavoastră ați avut-o. Ați fost ca o comoară pentru această persoană, dar nu a văzut. Acum vede toate aceste lucruri. Vă visează, sunteți în mintea lui, iar gândurile nu-i dau pace. La capătul setului de cărți este justiția. Se va face balansarea corectă. Acest om și-a învățat toate lecțiile. A înțeles unde a greșit, a înțeles că dumneavoastră sunteți o persoană bună, sunteți o persoană empatică. Nu văd aici dacă dumneavoastră vă mai doriți. Văd că l-așteptați, dar nu știu dacă îl veți mai accepta. Aici se vede o doamnă care l-așteaptă pe acest cavaler. Este binevoitoare, primitoare, dar cu moartea nu cred. Cred că s-a încheiat această bunăvoință din partea dumneavoastră. Dumneavoastră vă uitați în alte zări mai îndepărtate. Se va face o justiție corectă. Veți lua cea mai bună decizie pentru dumneavoastră. Aici avem și un rege de spade. Ori vă veți îndrepta către o altă persoană, ori veți lua cea mai înțeleaptă decizie pentru dumneavoastră și nu veți mai ieși din credințele dumneavoastră care vă duc pe drumul cel corect. Se vor debloca energiile, valetul de cupe aici. Se vor debloca toate energiile pentru dumneavoastră. Nu cred că îi veți mai face loc acestei persoane în viața dumneavoastră. Justiția acționează corect, se face dreptate. Această persoană este tristă, știe că a greșit. Aici, în această carte, arată această persoană tristă, foarte tristă. Vă visează, ar veni oricând către dumneavoastră, a ieșit din acest blocaj, v-ar trimite un mesaj, v-ar aduce un cadou, o îmbrățișare, și-ar cere iertare, dar dumneavoastră nu cred că îl veți mai primi. Aș vrea să văd și de aici o energie, să vedem, să vedem ce intenții are acum acest partener și au ieșit două cărți, muzică și compasiune. Își ascultă gândurile acum foarte, foarte bine și și-a dat seama că sunteți o persoană empatică și a acceptat acest lucru.
sunteți o persoană gentilă și a înțeles că v-a rănit această persoană. Și ascultă muzica, probabil ascultă o melodie pe care dumneavoastră o ascultați împreună sau privește către ceva, un lucru comun care l-ați avut împreună. Sunet, muzică, liniște, ritm și vibrație. În tăcere își face toate gândurile, își adună toate gândurile în tăcere și apoi dă drumul la această muzică. Sunteți ca o muzică, ați fost în viața acestei persoane. Să vedem un sfat din partea cărților pentru dumneavoastră vis-a-vis de această persoană. Ce sfat au pentru dumneavoastră cărțile? Să aveți credință, acest înger al procrastinării, al v-ați pierdut încrederea, v-ați pierdut credința. Vă spune să aveți încredere. Nu toate persoanele sunt la fel, nu toți oamenii. Dacă o persoană v-a rănit, nu înseamnă că și următoarea va răni, atâta timp cât noi ne vindecăm de traumele trecutului și de suferințe și ne creștem vibrația, intrăm într-o altă relație, pe o altă vibrație, și atunci trebuie să avem încredere că putem, că merităm, că suntem capabili și buni să avem o relație așa ca sufletul nostru. Această persoană a înțeles că sunteți o persoană bună, dar este prea târziu, dumneavoastră nu mai acceptați această persoană. Haideți să mai vedem un sfat. Și Îngerul Universului. Aici puteți lua orice șansă, aveți mai multe oportunități. Universul s-a deschis și cu iubire și înțelegere și iertare față de propria persoană, vă deschideți brațele și luați o altă șansă. Este foarte sugestiv această carte. Acest domn merge pe un pod, deasupra este podul, intră pe aici, sunt porumbei albi, se deschide, este senin, este soare, toate planetele și tot universul lucrează ca această persoană să fie fericită, să fie câștigătoare. Toate căile vă sunt deschise acum. Aș vrea să văd și de aici o carte, să întrebăm îngerii să ne spună despre fosta relație, dacă este benefic ca dumneavoastră să o mai primiți înapoi pe această persoană, și spune să fiți asertiv. Aveți încredere în instinctul dumneavoastră, veți ști dacă această persoană mai merită o șansă. Și vreau și o carte pentru o persoană viitoare. Dacă ar veni în viața dumneavoastră, veți avea succes. Faceți loc cu această carte, cu acest înger al universului. Faceți loc unei alte persoane și veți avea succes. Îngerii vă transmit că trebuie să fiți blânzi cu dumneavoastră. Această persoană nu mai face parte din viața dumneavoastră și ar fi bine să lăsați acest lucru așa. Persoana care va veni va fi o persoană bună. Veți avea succes deplin cu această persoană. Este o citire bună, probabil ați trecut prin multă suferință, această detașare a acestei persoane v-a lăsat un gust amar.
Ori această persoană a plecat pentru partea materială la o altă persoană, ori a plecat pentru partea materială, a mers efectiv la un serviciu, lăsând în urmă tot ce a avut. Regretă mult acum, dar dumneavoastră veți avea succes cu o altă persoană. Vom vedea în citirile viitoare despre noua persoană care va apărea în viața dumneavoastră. Cam atât pentru această seară. Vă iubesc, dragii mei. Vă aștept în continuare pe canalul Tarotada și să aveți o seară minunată. Vă pup! Pa, pa!